Bună ziua, doamnelor și domnilor, haideți să vă arăt un ritual Pentru astăzi seară se face timp de 10 zile Dacă puteți să începeți din seara asta, dacă nu, de mâine seară, da, dacă nu aveți ce vă arăt Vă trebuiesc lumânări albe Nu contează mărimea, uitați, așa am eu o -ă, lumânărică albă micuță, vedeți? 10 zile se face Vă trebuie doar o lumânare albă și un pahar cu apă. Da? Ce faceți dumneavoastră? Luați lumânarea și faceți un semn care vi-l arăt acum. Dați așa să Să iau o hârtie, să vă arăt ce semn să faceți. Faceți un semn pe lumânare, uitați așa. Pentru a aduce acea persoană înapoi la dumneavoastră. Dacă doriți bani, succes, să câștigați un proces, să aveți serviciu, să aveți noroc la serviciu, la bani, pe lângă semnul acesta, mai faceți un semn așa. Vedeți? Dacă nu vreți dragoste și vreți doar bani, faceți. Semnul acesta. Dacă vreți doar dragoste, faceți semnul acesta, să se întoarcă o persoană, să vă caute. Da? Trebuie să faceți uh, 10 zile. 10 zile la rând, da? Deci, uh, trasați așa pe asta cu. Eu cu ce să trasescu. Cu o să fac? Cu cât folosiți lucruri mai naturale, cu atât este mai bine, da? Vă gândiți la persoana respectivă și îți scrieți numele, dacă faceți pentru dragoste, scrieți numele persoanei, da? Scrieți numele persoanei și faceți așa. Da. Vedeți? Cred. Se vede cum am făcut un o săgeată în sus, da? Asta ce înseamnă? Că această persoană nu va mai putea să stea fără dumneavoastră. Deci tot timpul se va gândi la dumneavoastră să vă caute. Și țineți lumânarea așa înainte, da? Vreo 10 minute, așa. O țineți între, de, între mâinile dumneavoastră și începeți și vă gândiți la acea persoană și nu lăsați niciun alt gând să vină în mintea dumneavoastră. Lăsați toate gândurile, toate să fiți undeva liniștiți, da? Să vă concentrați foarte tare pe această persoană în fiecare seară. Da, și spuneți o rugăciune care eu o să vă las de sub rugăciunea care trebuie să o spuneți. Deci, prima dată țineți așa lumânarea și vă gândiți la el sau la ea, dacă sunteți bărbat. Vă gândiți uh, doar, că, doar să vă gândiți că el este sau ea este cu dumneavoastră. Nu, poate, nu există nicio piedică să nu fiți împreună. Deci, doar la asta trebuie să vă gândiți. Cel mai, deci, asta este o lucrare mentală. De, deci, ăsta, simbolul acesta doar vă ajută, da? Este mai mult o atracție mentală. Este foarte puternică pentru că începeți astăzi seară, dacă începeți, e lună plină. Sau mâine seară, la fel, da? Eu zic să începeți de astăzi seară, dacă aveți o lumânare albă. Și vă gândiți puternic la acea persoană, strângeți așa, țineți în mâini să intre energia dumneavoastră. Și vă gândiți mult. Dar numai la el sau la ea, la nimic altceva, dar să nu aveți niciun fel de sentimente negative. Niciun fel de îndoială, de frică, să ziceți, a, păi nu știu dacă o să meargă. Dacă începeți și spuneți nu știu dacă o să meargă, nu faceți această lucrare că nu merge. Deci credința dumneavoastră, cum să zic, mută munții din loc, credința dumneavoastră. Dacă nu aveți credință, nu faceți, pentru că nu vă iese, da? Deci vă gândiți la acea persoană, v-am zis vreo 10-15 minute, doar îl vizualizați sau o vizualizați că dumneavoastră. Ce vreți să se întâmple cu, între dumneavoastră și el sau ea? Ce vreți să fie? Aia vă imaginați 10 minute, vă uitați la ceas. Și după 10 minute, după ce a strâns asta și ați făcut semnul, a scris numele, colum, o, aprindeți lumânarea, o aprindeți cu chibrite, dacă nu aveți chibrit, te aprindeți cu... O puneți așa și spuneți rugăciunea care o să vă las de desubt. O citiți rugăciunea. Puteți să puneți lângă lumânare o cruciuliță sau ceva, o icoană, ceva ce vă dă dumneavoastră încredere, în ce credeți dumneavoastră, da? În ceva ce credeți că o să vă ajute, ceva, da? Și acest simbol e important. Și 10 zile faceți lucrul ăsta. Spuneți rugăciunea și lăsați să se consume lumânarea. Da? Da, să fie o lumânare micuță. Da? Ar fi bine să fie așa cum vă arăt eu. Da? Sau o tăiați. Dacă aveți o lumânare mare, mare, lungă, o tăiați în trei, da? Să fie micuțe, așa. Da? O tăiați în trei. Sau în patru, da? Ca să nu dureze mult până se consumă. Și toate resturile care rămân, le aruncați undeva în natură, nu la gunoi, în natură, da? Și apa o aruncați. Apa, nu o aruncați în prima zi, apa o aruncați după 10 zile. Dacă se termină apa sau se, se usucă, se evaporă apa, puneți alta apă, da? Dar nu cred în 10 zile. Puneți așa mai. Dacă se evaporă, puneți alta. Da? 10 zile faceți. Și vă gândiți la acea persoană să vină la dumneavoastră să vă caute ce vreți cu acea persoană. Dacă vreți bani, puneți F-ul pe lângă F-ul, da? Și uh, o să vă las o rugăciune pentru bani să spune, și faceți tot așa 10 zile. De exemplu, depinde ce dorință aveți, da, serviciu sau... Cam asta am vrut să vă arăt, vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.